Proiectul de lege privind transmiterea cu titlul oneros către persoane fizice sau juridice a unor drumuri forestiere din domeniul public al statului amplasate pe terenurile proprietate privată a acestora, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, s-a aflat în atenția parlamentarilor. Inițiativa legislativă aparține liberalului Claudiu Roman, a trecut de Senat și a obținut un vot favorabil din partea celor 4 comisii raportoare ale Camerei Deputaților. Majoritatea a împărtășit opinia inițiatorului exprimată în expunerea de motive cu privire la necesitatea modificării legislației, având în vedere că, potrivit datelor statistice, în peste jumătate din fondul forestier al țării, adică peste 3 milioane de hectare de pădure, sunt drumuri de care nu se mai ocupă nimeni. Deputații AUR au arătat în cadrul dezbaterilor care este opinia lor cu privire la actul normativ. Motivarea inițiatorului și prezentarea în sine nu conține o justificare temeinică pentru a înceta uzul acestor bunuri aflate astăzi în domeniul Rom-Silva și trecerea lor în domeniul UAT-urilor. În același timp, riscăm să ne pomenim cu drumuri făcute și folosite ilegal, care traversează pădurile, nerespectându-se destinația inițială a legislației dorite. Riscăm ca anumite entități să-și rezolve doar interesele, așa cum avem, spre exemplu, cartierul rezidențial amplasat în pădurea Băneasa, unica cale de acces fiind un drum forestier, care astăzi nu este cu actele legale. Acest proiect vine să reglementeze situația unităților administrativ-teritoriale care ar investi în cadrul programelor europene pe acele porțiuni de drumuri forestiere care se suprapun cu domeniul public al localității, unde trebuie respectate niște standarde, unde trebuie respectate niște lățimi. Acest proiect de lege vine să rezolve exact acele probleme pe care le au UAT-urile din zona de munte, unde odată nu pot intra pe modernizarea drumurilor, întrucât erau în proprietatea Rom-Silva, dar nu vedea nimeni de ele, și doi, ajuta acolo unde nu erau respectate aceste lățimi. Deci proiectul nu este decât un proiect de descentralizare. N-are nicio legătură cu ceea ce spunea colegul anterior, este o descentralizare, o trecere a acestor drumuri forestiere sau porțiuni de drumuri forestiere, că nu sunt toate, atenție, sunt foarte clar definite, către unitățile administrativ-teritoriale care pe programe europene le pot moderniza. Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva în domeniul privat al statului. Transferul are loc la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice ce dețin în proprietate terenurile aferente întregului drum forestier în vederea transmiterii cu titlu oneros către acestea. Unitățile administrativ-teritoriale, pe raza cărora sunt amplasate drumurile forestiere, căile ferate forestiere, lucrările de corectare a torenților, precum și cea a terenurilor aferente acestora, au prioritate pentru preluarea în fața persoanelor fizice sau juridice proprietare ai suprafețelor.